Sumele pentru cheltuielile de executare pun o mare problemă și asta pentru că unele ajung la sute de lei. Somațiile s-au dovedit a fi o pierdere de timp, dar și de bani, pentru că nimeni nu le mai ia în seamă. Anunțurile pentru vânzarea mărfii confiscate sunt și ele mult prea scumpe. Costurile executării sunt de cele mai multe ori mai mari decât datoria pe care contribuabilii o au. Nu au mai fost transmise deoarece costurile cu transmiterea sunt foarte mari și nu se justifică nici din punct de vedere al faptului că o mare parte dintre contribuabili, cei mai mulți, nu ridică aceste plicuri de la poștă, așa încât ele se întorc și practic avansăm niște sume din buget și nu mai pot fi recuperate. Pentru ca Direcția de Venituri să nu mai aibă de pierdut, s-a adoptat o nouă formă de executare. Cei care au datorii și nu le achită se trezesc cu popriri pe conturile bancare. Am făcut peste 4.000 de popriri pe conturile curente, încasând o sumă destul de mare din această formă de executare silită. În zilele următoare vor fi scoase listele cu rău platnicii. Nici în acest an cei care au conturi nu pot scăpa de plata impozitului. Singurii care scapă basma curată sunt cei care nu realizează venituri în acte și nu au conturi bancare.